Hai să vedem la ce se referă conceptul de topică. Iată, discutăm de topică referindu-ne la ordinea cuvintelor în propoziție sau la ordinea propozițiilor în frază. Hai să vedem câteva exemple de enunțuri în care vom avea circumstanțială de cauză sau circumstanțială de scop. Da? Deci cauză sau scop. Iată, Matei ar pleca repede pentru că vine ploaia. Pisica mea doarme fiindcă este obosită. Unde nu o știa bine, nu și-a permis să-i spună pe nume. Tom și Jerry se ceartă, deoarece ei se consideră dușmani. Melcii se ascund ca să nu fie vânați. S-a dus să cumpere pâine. De asta a strigat, ca să o salveze cineva. Ca să se relaxeze, Matei desenează. Iată aici câteva fraze în care vei avea circumstanțială de cauză sau vei avea o circumstanțială de scop. Poți să oprești filmulețul, să te gândești în care dintre fraze ai întâlnit circumstanțiala de cauză sau ai întâlnit circumstanțiala de scop și după ce termin să dai drumul filmulețului să vezi rezolvarea. În general, o circumstanțială de cauză și o circumstanțială de scop au topică liberă. Circumstanțiala de cauză preferă să stea după regent. Hai să vedem un exemplu de frază. Matei ar pleca repede pentru că vine ploaia. În cazul acesta avem o circumstanțială cauzală. Pisica mea doarme fiindcă este obosită. Iată. O altă circumstanțială cauzală. Unde nu o știa bine, nu și-a permis să-i spună pe nume. Circumstanțială cauzală. Am spus, da, să reținem că, în general, topica este liberă, dar că preferăm ca această circumstanțială cauzală să stea după regentă, dar iată, în acest caz, ea poate să stea și înaintea regentei. Tom și Jerry se ceartă deoarece ei se consideră dușmani. Iată, încă o circumstanțială cauzală. Melcii se ascund ca să nu fie vânați. În cazul nostru, vorbim de o circumstanțială de scop. S-a dus să cumpere pâine. Iată, circumstanțială de scop. De asta a strigat să o salveze cineva. Circumstanțială de scop. Ca să se relaxeze, Matei desenează. Da? Și aceasta este tot circumstanțială de scop. Discutăm în continuare despre propoziția circumstanțială de cauză. Așa cum spuneam, are în general o topică liberă. Însă există o preferință pentru așezarea ei după regentă. Matei ar pleca repede pentru că vine ploaia. Pisica mea doarme fiindcă este obosită. A plecat pentru că se făcuse noapte. Sau am și varianta în care așesc cauzala înaintea regentei pentru că se înnoptase. A plecat. Da? Bun. Nu vorbea cu nimeni, căci era foarte ocupat. S-a întors după 5 minute că uitase biletul. În ultimele două situații, da? Atunci când o circumstanțială de cauză este introdusă prin
conjuncția căci sau prin conjuncția că, în cazul acesta, cauzala va sta obligatoriu după regentă. Da? Deci aici, da? Cauzala stă obligatoriu după regentă. Așa, bun. Să mergem mai departe să vedem alte exemple. Cum nu l-ai căutat, nu mai știi nimic de el. În această situație, în momentul în care cauzala este introdusă prin conjuncția cum, da? Ea este antepusă regentei. Adică, în acest caz, cauzala stă înaintea regentei. Da? Aici avem obligativitatea respectării, da, topicii. Căci și că, după, cum înainte. Nu te-am sunat pentru că era târziu. Nu te-am sunat pentru că era târziu. Pentru că era târziu, nu te-am sunat. Pentru că era târziu, nu te-am sunat. Iată, de data aceasta avem 4 enunțuri, da? De fapt, 4 fraze care transmit aceeași informație. Însă, indiferent de topică, circumstanțiala de cauză se poate separa sau nu prin virgulă de regentă. Asta în funcție de importanța pe care o acordă vorbitorul relației dintre cele două componente ale enunțului. Dacă legătura dintre regent și circumstanțiala de cauză este strânsă, în cazul acesta, cele două propoziții nu vor fi separate prin virgulă. Da? În cazul acesta și în cazul acesta. Da? În situația în care vorbitorul nu consideră foarte importantă legătura dintre cele două propoziții, iată, circumstanțialul este izolat prin virgulă. Da? Nu te-am sunat pentru că era târziu. Pentru că era târziu, nu te-am sunat. Da? Bun. Mergem mai departe. O circumstanțială de cauză se poate separa de regentă prin virgulă. Hai să vedem situații. Pentru că nu l-am văzut, de aceea l-am salutat. De asta îți dau cadouri, fiindcă am încredere în tine. Dacă nu ai învățat, atunci de ce vrei notă mare? Ei, aici, în momentul în care avem elemente corelative, de aceea, de asta, atunci, circumstanțiala trebuie separată de regentă prin virgulă. Da? Iată. Trebuie să separ virgula. Însă, să știi că utilizarea virgulei ca semn al pauzei în vorbire poate să-ți dea informații despre un enunț. Poate să poate dezambiguiza un enunț. Atunci când un conector poate introduce atât o cauzală, cât și alt tip de propoziție. Știu că am citit. În cazul acesta, avem o completivă directă. Știu că am citit. În această situație vom avea o circumstanțială cauzală. Vom merge mai departe la propoziția circumstanțială de scop. Așa cum aminteam,
și ea are în general o topică liberă. Preferința este să o așezăm după regentă. Matei ar pleca ca să se odihnească. El desenează ca să se relaxeze. Participă la concurs să ia premii. Du-te de ia pâine. În ultimele două situații avem o obligație a așezării circumstanțialei de scop după regenta. În momentul în care o circumstanțială de scop se introduce prin conjuncția să sau prin conjuncția de, ea se așează obligatoriu după regentă. Da? Deci, circumstanțiala de scop trebuie să stea obligatoriu după regentă în această situație. Hai să vedem alte situații. Muncește ca să câștige bani. Muncește ca să câștige bani. Iată două situații în care am separarea prin virgulă sau nu am o separare prin virgulă. Ce se întâmplă în această situație? În momentul în care vorbitorul consideră că relația dintre regentă și circumstanțiala de scop este strânsă, nu le separ pe cele două prin pauză, da? Prin virgulă. Dacă vorbitorul consideră că nu este foarte importantă legătura, atunci el putem izola circumstanțiala de scop. Iată, ca să câștige bani, muncește. Ca să câștige bani, muncește. Da? Vedem și în situația în care punem în față circumstanțiala de scop, regula se respectă. Da? Ține minte așa, legătură strânsă nu separăm prin virgulă, dacă nu este o legătură atât de strânsă, este clar că putem separa prin virgulă. Mergi de fă temele. Foarte important. Nu separăm prin virgulă o circumstanțială introdusă de conjuncția de. Da? Deci nu separăm prin virgulă, da? O așezăm întotdeauna după regentă și nu o separăm prin virgulă. Și iată un ultim exemplu, de fapt ultimele două, în momentul în care avem circumstanțiale finale sau de scop care au drept corespondente în regentă, corelativele de asta și de aceea, în momentul acesta trebuie să separăm circumstanțiala de scop prin virgulă. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, aici găsești și bibliografia pentru a-ți fi de ajutor. Ne revedem și, de fapt, ne reauzim la o nouă lecție. Mult succes!